Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Până la urmă cu mâncarea ce și cum. Eu cred că cu telefoanele noastre ne înțelegem. Cu telefoanele avem o discuție aici despre ideea asta Uniunii Europene, care se pregătește să impună același tip de încărcător pentru toate telefoanele mobile care vor fi vândute la un moment dat în Uniunea Europeană. Înțeleg că peste vreo 2 ani, piață foarte mare, 450 de milioane de oameni, deci cuvântul Comisiei Europene în privința asta este serios. Și o să aibă toate telefoanele încărcător de iPhone? Nu contează ce încărcător de iPhone. Este un încărcător, un tip USB-C. Astea sunt mai multe tipuri de încărcătoare de telefon USB-C. În momentul ăsta pe piață. Sunt micro-USB, sunt USB-C, sunt și Lightning. Cam astea trei sunt. Da. Mă rog, cei care folosesc telefoane vechi Nokia au încărcătoarele alea cu pini. Care e problema? Se funcționează. Mai erau unele cu mufă rotundă, deci este varietate din punctul ăsta de vedere. Uniunea Europeană consideră, sau mă rog, Comisia Europeană, sau cine consideră acolo, Comisia Europeană, consideră că e prea mare risipa. Și mie mi se pare o idee foarte bună. Și că să trebuie reduse deșeurile electronice și toată lumea să aibă același tip de încărcător. A, ăsta e raționamentul? Da, sunt costuri prea mari. Mie mi se pare o idee bună în sensul că mereu cauți un încărcător de nebunești câteodată și nu găsești pe telefonul tău, găsești numai... Așa, dacă e o singură mufă... Da, furi de la oricare, nu trebuie să te gândești de la cine furi. Mă, le împrumuți. Mă, împrumuți. Uite, aici în studio, de exemplu, noi avem, deci momentan... De asta să se pună... Cabluri de USB de la... W. Ce? Micro-USB. Și micro-USB. Da. Lightning nu există. Dacă eu rămân fără... Dacă vrei. Băi, nene, nu asta e ideea. Te duci în aeroport. Am fost la festival. La festival erau niște locuri de-astea unde îți puteai încărca telefonul. Da. Erau toate USB-urile alea mici. Pitici. Alea micro-USB. Micro-USB-urile libere. Da. Și alea Lightning și ce erau luate și... Și ce? Nu mai... Da, îți dai seama dacă erau toate numai USB-C. Deci după părerea mea toate este telefoanele. Cea mai mare prostie posibilă să impui prin decizie birocratică la nivel european sau chiar la orice nivel național un singur tip de încărcător. Mi se pare, de ce, cum putem să știm noi că ăsta este... Deci practic Uniunea Europeană, Comisia Europeană spune asta este maximul de evoluție. USB-C este la cel momentul mai respectiv. Bun standard. Da. Și dacă cineva vrea cumva să dezvolte altul și să vândă altceva, trebuie să ne ceară nouă aprobarea și noi trebuie să studiem la Comisia Europeană, că noi suntem niște birocrați europeni și după ce noi decidem că standardul pe care îl propuneți voi este mai bun decât USB-C, atunci dăm o directivă și toate companiile trebuie să se adapteze la nou tip de încărcător. Da, uite, la toate electronicele și electrocasnicele, priza, de exemplu, da. E la fel e de la ani fel. De zile. De ce nu sunt la... și la prize? Cu două picioare, cu patru, cu opt, cu trei? Chiar fie... sunt. Doar englezii chiar nu s-au conformat. Sunt. Sunt, dar sunt. Și americanii. În Uniunea Europeană, nu de exemplu. Nu este adevărat. În Uniunea Europeană găsești diverse tipuri de priză. Și nu este rezultatul standardizării Uniunii Europene. Bine, atunci într-o este... țară, na. La noi în țară se folosește numai priză cu două picioare. Asta e, deci, sigur că da. Dar oare de ce nu stabilește Uniunea Europeană că trebuie să avem un singur model de telefon? Făcut de o singură companie? Pentru că să se reducă deșeurile electronice. Practic toată lumea același telefon cu același tip de încărcător să fie economie. Iar USB-C, adică ce vrea să impună Uniunea Europeană, este rezultatul unui proces evolutiv tehnologic. Pentru că încărcătoarele astea au fost de mai multe tipuri de-a lungul anilor. Da. Cum vor fi ajuns birocrații de la Bruxelles la trece concluzia, ulterior, se trece la următorul. Ăsta este gata. Acum toată lumea USB-C e cel mai bun, mai bun de atât nu o să fie. Specialiști. Ce specialiști? Tu ești subiectiv. Pe ce te bazezi când spui că un încărcător sau altul e mai bun? Dar nu spun că este unul mai bun sau altul. Este vorba de creativitate tehnologică. Trebuie, mediul privat trebuie lăsat să încerce și să dezvolte diferite tipuri de soluții tehnologice. Acum când m-am este prins... suprareglementat la nivel, cum să spun, continental, asta blochează avansul tehnologic. De unde știu că nu o să apară altul mai bun? Acum m-am prins de ce ăștia de la Apple nu mai pun încărcător în... cutiile de telefon. Apple nu mai pune încărcătoare. Da, dar și Apple, apropo de asta, că se vorbește foarte mult de Apple. Apple are un tip de încărcător pentru telefoane mobile și, mă rog, pentru iPad-uri. Da. Au ei o mufă, Lightning. Dar pentru laptop, adică laptop pe care l-am eu pe masă, are acum încărcător tip USB-C. Pe de asta, modelul vezi? Anterior avea MagSafe. Adică și mai înainte aveau alte tipuri de încărcătoare. Nu sunt de acord ca piața să fie reglementată atât de brutal prin deciziile unor birocrați. Când apare USB-D, trecem la USB-D. Bine, stai liniștit, că oricum în România... E votat, incorpore. Trebuie să stabilească, se dă o directivă, începând de mâine toată lumea trece la ea. Noi care încălcăm atât de multe reguli ale Uniunii Europene încât pe noi nu o să ne afecteze.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.